to run away. I've got to get away from the pain you drive it out of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my lights. For I toss and turn, I can't sleep at night. What's our reality? Listen to the love you give, and I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Sing it loud, I sing it loud. Ow. Don't touch me, please, I cannot. So now I gotta never be sicker. Baby, say it loud. Sweet baby, say it loud. Sweet baby, say it loud. Say it loud. Eram curioasă, cine mă a cântat așa? Un copil să cânte așa? Wow! Asta e Tainted Love, Marilyn Manson, nu? Câți ani ai? Câți ani ai? 12. Și cum te cheamă? Ok. Arthur. Rege ai fost în seara asta. Ai cântat ca un rege. Maxim. Rege al rockului. Arthur, care e povestea ta? Zi-mi un pic. Sunt din Arad, am și o trupă, Fantazia. E cunoscut, avem și videoclipuri, compoziții proprii, alea. Compuneți, e mișto. Da. Alea. Cântăm peste tot, de la Timișoara la București. Dar să știi că se simte în cântatul tău, în interpretarea ta, faptul că ai experiență de scenă. Dar când ai început să cânti? Mi s-a părut că a cântat un om mare. La 6 ani. Și când doar rock? Și musical și... Adică opera, rock opera, da, un pic, da. Ia, arată-ne și o chestie pe sus acolo, să vedem pe ce ne batem aici, că ne-am întors o strei după cum observi. Oh, I wish for something great. Oh, I wish she's still dream again. My love, my heart, lost in a dark. For hope, I give my everything. Wow, ce tare ești! Eu ce pot să spun este că în sezonul trecut am fost cu un rocker în finală. Dar abia acum începe lupta, ăștia s-au întors și n-au realizat. Și acum realizează ce au și fii atent. Eu cred că împreună o să putem face o echipă foarte tare. Am putea să decidem împreună ce piese să alegem. Bineînțeles, să ținem cont foarte mult și de gustul tău. Și mi-ar plăcea foarte, foarte mult să fii în echipa mea. Te cred. Hai, zicem și noi că acum e, știi, momentul ăla în care trebuie voi, să-ți propunem tot, să-ți dăm... Da, eu, hai să zic ce-mi place. Să-ți oferim pe tavă toată dragostea noastră. Eu mă bucur că ai venit la Vocea României și la pe oricine și alegi, să știi că ești un câștig. În sezonul întâi n-ai mers cu un rocker, deci... Păi tocmai de asta vrem să avem și noi provocări în sezonul ăsta. De asta, uite, eu n-am lucrat cu un rocker. Eu cred că Arthur și alți oameni sunt alți oameni. Ar fi pentru prima oară... Vă rog, acum vorbesc și eu, colegi. Vreau și eu să fac propuneri. Te rog să vii la mine în echipă. Ai fi provocarea vieții mele. N-am lucrat niciodată cu un rocker. Doresc să... E mișto să fii copaie. Nu, haide, nu fi, că nu-i vorba. E vorba de... Vocea României. Vorbim despre muzică, iar eu fac muzică de 17 ani. Cred că vorbim aceeași... Ina, vorbesc eu acum, te rog. Iartă-mă, te rog, dar vreau. Păi nu m-am băgat, eu vă respect pe voi atunci când vorbiți. Ar fi drăguț să mă respectați și voi pe mine, vă rog. Ar fi. Te rugăm frumos. Ar fi drăguț. Acum voi. Atât de bun Arthur. Eu știu, dar măcar câteva cuvinte să spun și eu, vă rog. Ce ai zis? N-am auzit ce ai zis. Ce ai zis? Am zis că e atât de bun încât prefer să fiu un pic mai nesimțit azi. Ok, pentru fii tu nesimțit. Uite, a făcut întâmplarea să... Deci, uite, te vezi, nu m-au lăsat să vorbesc. Merg 5 milioane, Pandra. Ina, știu că tu nu poți să taci, măcar Marius un pic.
serios. Deci, măcar, serios, știi, oamenii de acasă o să zic, uite-te mă la ăștia ce... Probabil părem needucați. Nu, o să zică ce tare e Artur, se bate ăștia ca chiori asta pe el. Asta vreau să se vadă, de fapt, ocazia că tu meriți. Pe Artur și ne faci caracterizarea nouă. Dar scoate zarurile, mă. Nu. Arată la oameni cine ești. Și am ceva experiență și poate împărțim, din, adică îți împart din experiența mea acumulată în atâția ani de muzică, de carieră. Scoate sabia, Artur! Hei, am... trei oferte foarte faine. Foarte faine. Foarte faine, da. Yes. Alex, merg mai departe cu Marius. Așa! Bine, Artur! Ce să zic? Asta e. Băi, ești foarte tare. Bravo. Bine ai venit în echipa mea. Mi-a plăcut cum ai cântat și mi-a plăcut cum ai gândit. Ne vedem la repetiții. Felicitări, Artur! Bravo! Mă bucur pentru Marius, dar... aș fi crut eu.